Mă bucur să vă reîntâlnesc pe www.magazinselejan.ro de această dată cu un invitat special la care țin mult, chiar dacă îl cunosc de puțin timp, dar îl știu de mulți ani. Zilele trecute vă vorbeam despre Ionuț Ilieș la Radio România Actualități, despre infernul prin care a trecut, despre iadul în care a fost, dar a reușit să scape și să ajungă din nou la suprafață. Ionuț, mă bucur să te întâlnesc. Ce mai faci, prietene? Salutare, salutare. Bine? Mă bucur că am revenit să facem un material, să schimbăm ceva vieți, să schimbăm copii, să le schimbăm mentalitatea, drogurilor, stecherele. Înainte să continuăm, vreau să le spun celor care ne urmăresc că tu ai fost consumator de droguri până acum, nu știu, 80 ani, dealer de droguri. Da. Dumnezeu știe pe unde ai fost. Te-au murit prieteni, ai avut 5 tentative de suicid. Da. Da, și ți s-a oprit și inima la un moment dat din cauza drogurilor. Am făcut un infarct, o supradoză, la 27 de ani am făcut o supradoză și am făcut infarct. După între timp, de la 22 de ani, de când am apărut problemele de sănătate, mă lupt cu o depresie din cauza bolii. Am făcut 5 tentative grave de suicid. Una chiar la începutul anului, cu toate că toată lumea te vede că ești puternic, dar E slab, știi, când te uiți și vezi cum ai ajuns din cauza unei decizii proaste la 13 ani, îți ruinezi viața pentru o curiozitate, un... Știu că ți s-au mai adresat foarte multe întrebări. Tu ai fost la Brașov, recent invitat de IPJ Brașov, într-o conferință despre consumul de droguri pentru prevenire. Ai fost la Mureș. La Reghin. Ai fost în mai multe județe din țară și ești solicitat în continuare, să, inclusiv în școlile din județul Sălaj, și asta este foarte bine. Invitații să le povestească elevilor despre cât de periculoase sunt drogurile, despre ce înseamnă consumul de droguri. Credeți-mă, cum a început povestea ta în infern? Cum ai căzut în infern, eu? De la 13 ani vreau să-mi sponsorizez fotbalul. Echipa, am jucat la o echipă din Banat, cunoscută. Dar tu ești sălăjan. Da, din Zalău. Și am ajuns, am fost transferat acolo cu fotbalul. Și la 13 ani mi s-au cerut o sumă de bani să fiu dus în probe la echipele din București. Aveam o șansă foarte mare să ajung fotbalist. Și familie modestă, oameni modesti, cu ocazia asta mi-ai cunoscut și părinții. Niște oameni extraordinari, credeți-mă. Am văzut o mamă cu lacrimi în ochi, care își iubește fiul. Asta este iubirea asta, Ionuț, este cea mai pură. Iubirea asta este cea mai pură. Da, și am ieșit, am întrebat în stânga, în dreapta, cum un copil la 13 ani nu știe să facă bani, nu poate munci la 13 ani. Și am întrebat pe cineva cum pot face o sumă de bani. Cineva m-a trimis la un cheșu. Un cheșu mi-a dat niște plicuri să duc în stânga, dreapta pentru o sumă de bani. Un cheșu fiind dealer, mă rog. Cineva n-are importanță cine. Era cineva care îmi dădea marfă să duc în stânga, în dreapta pentru bani. Băi, eram atât de curios la un moment dat, după 6 luni, eram atât de curios să văd pe ce plătește lumea atâta bani. Exact. Ce înseamnă? N-am avut pe nimeni să-mi spună ce înseamnă în timp consumul, sechele. Nu a fost nimeni să-mi spună ce pot păți dacă mă apuc, știi, de consum. Și am încercat. Am început cu iarbă, cu simplu drog care toată lumea crede altceva, dar e foarte periculos. Îți creează schizofrenie, epilepsie, Doamne, atacuri de panică, paranoia, pierdere de memorie, plus iarba de pe stradă e stropită cu tot felul, cu heroină e stropită, cu orice să-ți creeze dependență, știi? Să tot cumperi mai mult, să te facă să treci la nivelul următor. După au trecut ani, am început să cunosc altă lume, am văzut altă lume, m-am lăsat de fotbal, m-am lăsat de școală, m-am lăsat de familie. Ai făcut bani, asta e ideea. Dar deja ajunsem să văd altă viață, nu mai vedeam fotbalul ca plăcere, ca ăla, vedeam altă viață, altă lume. Ca un copil de 16 ani să fie respectat, să aibă gagici, să aibă tot, nu mai ești curios de altceva, știi? Și făcând chestia asta am făcut distrus și multe vieți, am făcut mult, mult rău oamenilor. Mi-ai spus că ai fost un om foarte periculos, foarte dur la un moment dat. Nu aveam limită la facere o altă. N-am avut limită și ca să vin din... Am fost plecat și în Barcelona, acolo la 18 ani, cadou, m-au urcat cu un rang în sus, am plecat cu brigada în Barcelona, unde, din păcate, tovarășii mei au murit. Mi-am îngropat în 3 ani 7 tovarăși de supradoze, unul chiar în brațele mele.
Cum adică a murit în brațele tale? Eram în același cameră, s-a făcut supradoză, a leșinat spume la gură, eu l-am băgat la duș, l-am spălat pe față, am dat să bere, dar el de fapt era mort și nu eram conștient din cauza că eram prea drogat și eu. Dumnezeu de mare! Atunci am făcut 30 de zile de arest, pentru până sau când am atins seringa Cutărescu, seringa lui băiatul, tovarășul meu, n-am atins-o, cu atât am scăpat. Dacă aveau amândouă seringele aprente, picam la poșterea cu 15 ani crimă din culpă. Ionuț, văd că niște mâinile, să nu te supără întrebarea mea, e firesc să te întreb chestia asta. Ce e cu mișcarea mâinilor tale? Nu poți controla? Nu se poate controla. Fac și din picioare dimineața, din umeri, din tot corpul. Iau tratamentul dimineața și se liniștește. Dar mâinile... E un efect al consumului de droguri. Da. Sechelele consumului de droguri, cum mi-au atacat mie sistemul nervos, sistemul din creier, toate mi-a dat peste cap consumul. Cum reușești să mănânci, să bei? Ciorbe, chestii de genul, nu mănânc. Mănânc o dată la 6 luni supe. Și atunci, dacă îți pregătit psihic, să mănânc o ciorbă, nu mănânc în public mult, prefer să nu mănânc că mă mutăresc ca pe mine, dau pe mine, prefer să nu mănânc în public. Cum ai scăpat de droguri? Cu ajutor... Pentru că tu de aproape 10 ani mai 8 ani. 8 ani. Am cerut ajutor de specialitate, cât în străinătate, cât în România. În România am fost internat de la 22 de ani în clinica din Cluj. Mulțumesc doctorilor din Cluj, Napoca, că s-au luptat pentru mine și mi-au dat putere să fiu aici, cine sunt astăzi. Aici avem un centru de toxicomani? În Zalo? Da. Nu există. Ar fi nevoie, probabil. Cam da, că consumă foarte mult puștani, consumă multă lume și n-au unde cere ajutorul în Zalo. Nu există secție specializată pe toxicomani. Părinții de ce rol au avut în lupta ta de a renunța la droguri? Când îți dai seama, mama mea m-a găsit cu supradoză, m-a insistat să fiu la viață, rugăciunile lor m-au salvat de tentative, că am o familie credincioasă, vreau să cred că ei m-au salvat și au fost alături, m-au sprijinit, umblăm din spitale, analize, o străinătate, România, oriunde primim un doctor bun, o ceva, mergem, încercăm să vedem o șansă la o viață normală. Profesorii din Ungaria, doctorii din Ungaria mi-au zis că deocamdată nu există vindecare pentru boala mea. Incredibil. Ionuț, tu ai fost zile trecute la un eveniment în Brașov, invitat de IPJ Brașov, rețin-o bine, da? Da, de poliția din Brașov. De poliția din Brașov. Ce ai făcut acolo, practic? Povestește-ne. Am mers și am stat pe semnă și am vorbit cu peste 500 de copii. Mi-au adresat întrebările. Ne-am povestit viața, cum ne-am distrus viața din cauza consumului de droguri. Trăiri, momente, tot. Văd pe bune că sunt pe bune. Știi? Și au fost și ar fost consumatori care au vorbit experiențele de viață. Poate schimbăm ceva pentru cei care vor să vadă realitatea unde o să ajungă, dacă continuă, sau pentru cei care sunt curioși să se apuce, să vadă ce se poate întâmpla. Nu vreau să te obosesc. Cineva trebuie să le spună adevărul unde duc drogurile. Recunosc că mi-au atras atenția și nenumăratele tale tatuaje de pe frunte. Ce semnifică ele? Pe frunte înseamnă familia, când iubesc familia, lacrimile, păcatele, tentativele de suicid, găurile de goanțe, blocurile, cum am ieșit din cartierul rău flamat. Înțeles. Și câteva mi-am asupat copilările. Câteva tu ai prieteni? Nu. Doi prieteni, trei, care sunt plecați în străinătate, ești cu familiile lor, s-au făcut viața. Eu am rămas pe patrule de spital. Care ar fi mesajul tău, Ionuț, pentru tinerii din județul Suceava? Pentru că, din păcate, cei de la polițiștii săptămânal depistează în trafic conducători auto sub influența drogurilor. Sunt tot mai mulți copii care se droghează cu Dumnezeu știe ce substanțe. Aflu că acum se fac droguri din teniri ce ingrediente legale, amestecuri vegetale, e o adevărată nebunie. Da, îți dai seama, etnobotanicile, mâncare de șobolani, clor, acetonă, spray de țânțari, fumurile care le fumează copii și se cred cool că consumă așa ceva și se așteaptă să fie ok când consumă așa ceva, să nu ai pe viitor, să nu pățești ceva. Cristalul care e la modă, acid de baterie, amoniac, azot, B12,
benzină ușoară, în fierbere se extrage cristalul. În intervalul, în interviu, doamne, mă pregătesc ce îmi spui, în interviu pentru Radio România Actualități mi-ai spus că drogurile nu înseamnă decât pușcărie, moarte, ci... Da, și paturile de spital. Doar atât. Doar asta. Tovarășii mei morți, alții pierd 15 ani, 16 ani de pușcărie până undeva prin lume. Eu am rămas pe paturile de spital. Mulți alții prin paturile de spital cu probleme din cauza consumului. Am spus-o și o mai spun cei care ne urmăriți. În opinia mea, după umila mea părere, cred că nu sunt eficiente sau sunt puțin eficiente acele campanii și sunt organizate campanii de autorități în care copiilor le sunt împărțite bilețele, fluturași cu mesaj antidrog. Oameni buni, nu cred că citește nimeni acei fluturași. Eu cred că cele mai bune exemple sunt chiar oamenii care au trecut prin infern, care au reușit să scape. Am mai văzut o inițiativă a primăriei Zalău, nu mi-aduc aminte, în primăvară, în vară, unde foști consumatori de droguri au venit în Zalău pentru a sta de vorbă direct cu elevii. Cred că acestea sunt, în opinia mea, și am vreo 20 de ani de presă în urmă, acestea sunt cele mai eficiente campanii. Și consumul de droguri a ajuns un fenomen, din păcate, și în județul Sălaj. Eu zic să-i chemați pe acești oameni care au trecut prin iadul drogurilor, pentru că au ce să le spună copiilor și s-ar putea să țină minte și bine ar fi să țină minte pe acești oameni. Vă nu aveți decât nevoie de sprijin, cei care le puteți, nu știu, vă pot întinde o mână de ajutor, vă nu percepeți taxe, doar aveți nevoie de sprijinul acela financiar firesc pentru o deplasare, tu nu poți conduce, tu nu ai mașină, adică ce spun eu e absolut firesc. Cei care doriți să întindeți o mână de ajutor, vă spun eu, el nu o să spună, căutați-l și ajutați-l. Orice ajutor financiar este foarte binevenit și povestea lui cred că merită spusă, Ionut. Către cine se îndreaptă gândurile tale de mulțumire, ca să zic așa, pe finalul intervenției noastre? Vreau să le mulțumesc tuturor oamenilor care au încredere că putem schimba ceva, toți oamenii care se gândesc să susțină mesajul Stop drogurile de viața și familia mea. Și mulțumesc familiei mele. Îți mulțumesc foarte mult. Ești un om cu suflet mare și cu inimă foarte bună. Am ținut neapărat să-ți repet chestia asta, să știi. Eu am distrus, am făcut, am văzut unde m-a adus copiii. Eu am fost acolo. Am reușit să scap. Ei nu știu ce fac. Trebuie să le spună cineva unde duce. Trebuie să le arate cineva calea unde duce consumul de drog. Deci drogurile pot fi învinse, asta este clar. Da, orice se poate, doar voință de fier și ajutor. Ajutor de oameni dragi, sprijin, orice ajutor, orice se poate în viață, doar să vrei. Stop drogurile, alege viața. L-ați auzit și cu asta încheiem. Vă mulțumim.